Hilde, îți mulțumim pentru informații. Detalii uluitoare este la iveală după ce ieri o învățătoare din Iași a fost filmată în timp ce bătea doi copii la ora de matematică. Mama unuia dintre elevii bruscați povestește totul despre traumele prin care au trecut copiii ei de când s-au mutat la școala din sat. Femeia spune că bătaia este o practică des întâlnită în rândul dascălilor de la școala la care și-a trimis copiii să învețe carte. Între timp, ancheta în cazul învățătoarei agresive continuă. Femeia nu a mai dat astăzi pe la școală și, din spusele directorului, aceasta a intrat în concediu medical. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Doamna învățătoare s-a dus spre el, probabil să-l zgârie. L-a luat de mână, l-a băgat sub catedră și l-a bătut cu picioarele, efectiv. Scenele violente au avut loc ieri în Școala Generală Alexandru Vlahuță din Iași. Sătul de urletele colegilor agresați de învățătoare, unul dintre elevi a scos telefonul din ghiozdan și a filmat episodul halucinant. A venit băiatul acasă de la școală, mi-a spus că doamna l-a bătut, i-a tras o palmă, nu mi-a declarat mai mult decât o palmă. L-am întrebat ce a făcut, a zis s-a ridicat pentru o simplă rezervă de stilou. În imagini se vede cum învățătoarea îl lovește peste cap pe un copil de clasa a treia. Apoi, nervoasă că un alt elev pleacă de la locul lui, femeia se năpustește și asupra lui și îl dă cu capul de bancă. Părinții spun însă că bătaia este o practică des întâlnită în rândul dascălilor de la Alexandru Vlahuță. Una dintre mamele copiilor abuzați a povestit în amănunt traumele prin care au trecut doi dintre copiii săi. Din primele zile, băiețelul mi-a venit zgâriat pe gât. Nu mi-a arătat. Domnul învățător l-a luat de mână, l-a băgat sub catedră și l-a bătut cu picioarele. Efectiv. Femeia spune că nu odată băiatul de doar 10 ani a venit bătut de la școală, iar în momentul în care a mers să ceară socoteală, a fost rugată să păstreze tăcerea. Doamna director a spus este mai bine să ne spălăm rufele în familie, pentru că în această școală constituim o familie. Prima dată când mi-a mâncat bătaia, atunci l-a bătut cu picioarele sub catedră, doamna director m-a rugat chiar foarte frumos, nu mergeți doamna, până înainte nu faceți scandal. Directoarea școlii spune însă că nu își amintește să fi primit vreodată o reclamație din partea părinților. Eu cred că acum sunt lucrurile acestea care s-au inflamat și cred că unii părinți nu mă abțin să comentez așa ceva. Doamna susține că este o practică la dumneavoastră în școală. Nu, este chiar revoltător dacă fac asemenea declarații părinților. Învățătoarea filmată în timp ce lovea doi copii a refuzat să comenteze imaginile apărute în spațiul public. În plus, femeia care lucrează la catedră de peste 30 de ani a intrat în concediu medical. Cazul este cercetat acum și de către polițiști.